Primii festivalieri au ajuns la Intensity în jurul orei 16, dar au așteptat în soare mai bine de o oră pentru a obține brățările de acces. Aproape o oră. Și trebuie să ai vreo două ore, deci destul de mult. Și mai aveți răbdare? Nu. E cald, sincer, e foarte cald. Murim de cald. Eu mi-am luat brățara de ieri, doar că sunt cu el, că e tovarășul și nu pot să las. Și de ce nu vă lasă să intrați? Nu știm, pur și simplu e multă lume aici care așteaptă și așteaptă nimic. Aștept să fac check-in-ul și sper să mă distrez foarte mult în această seară și în zilele ce urmează la acest festival. Merită așteptarea? Să sperăm că da, vom vedea diseară. Noi sperăm că merită. Pentru ce artiști ai venit? Am venit pentru Iana, Steca, Rafa, Bacovia, Eric Iglesias. Festivalul a fost deschis de artistul român Urs. Atmosfera a devenit incendiară când pe scenă a urcat artistul german Hathaway. La miezul nopții, publicul de la Intensity Craiova s-a distrat pe melodiile trupei Snap. We've been looking forward to this for quite some time, so it's the middle of the summer. It looks like it's going to be very, very excited, and we're looking forward to it. Now, we've been here many times, and I have many, many friends from Romania. What do you love most about Romania? The music. I love traditional Romanian music. Publicul s-a declarat încântat de atmosfera de pe stadionul Ion Oblemenco. Super, n-am mai fost niciodată la un astfel de concert la care am așa puțin, adică hands down, nota 10. Foarte energică atmosfera. Ce trupă v-a plăcut? Toate, dar cel mai mult Garden Pro. În această seară, pe scena Intensity vor urca artiștii de la Subcarpați și DJ-ii Manuel Riva și Tiesto.